Principalele ținte pe care le-a luat statul vizează persoanele care refuză să-și depună declarațiile de venit, deși câștigă lunar sume impresionante de bani. În curând vor fi verificate PFA-urile de pe listele Registrului Comerțului, dar și cei care au profesii liberale, precum contabili, arhitect, scriitori sau pictori. După 15 zile de la expirarea termenului de depunere a declarațiilor de venit, autoritățile îi vor anunța pe contribuabil cât au deplătit pentru câștigurile obținute. Dacă nici așa nu vor primi banii, inspectorii vor calcula din oficiu contribuțiile datorate potrivit unui ordin al Agenției de Administrare Fiscală aflat în dezbatere publică. Persoanele care nu declară veniturile obținute vor plăti automat 35% din salariul mediu de 2200 de lei. Sunt însă și excepții. În această categorie nu intrăm noi ca și avocați și nici persoanele care obțin bani din indemnizația de creștere copii. Specialiștii susțin însă că este puțin probabil ca statul să strângă mai mulți bani la buget prin această măsură. Din punctul de vedere al multor români, această măsură este percepută ca o presiune de creștere a veniturilor bugetare. Nu se crede a fi o inițiativă de succes, multe PFA-uri vor trece în stand-by. De asemenea, este mai mult decât limpede că statul nu se poate baza pe buna credință a românilor. În plus, și la acest moment, pentru oameni este neclar cine să face vinovat. Statul pentru că impune taxe prea mari sau contribuabilii. Mulți români consideră însă că ideea fiscului este una bună. Plata dărilor către stat ar face ca lucrurile să meargă bine și, în consecință, să elimine din țară evaziunea fiscală. Ultimele estimări arată că evaziunea fiscală a ajuns să fie 14% din produsul intern brut.